se mai învârte. Dar nu mai are, nu mai are citură, nu mai are lanț. Este foarte, foarte adânc. Cred că era și foarte greu să faci fântânile astea odată de mult, pentru că astea se făceau manual. Da, așa arată o fântână din copilăria mea. Da, avem aici o plancardă în care zice... Bine, uite, avem aici un înscris în care spune că e remediat de Ghica Tudor în 11.04.2007. Deci a fost remediat acum 14 ani. Și arată cum arată. Nu cred că găsim pe nicăieri când a fost făcută. Dar oricum cred că a fost făcută de mult. Deci eu când eram mic, mic, asta era aici. Deci are cel puțin 35 de ani fântâna asta. Deci 35 de ani pe puțin.